Bună seara, sunt Diana Popa și vă prezint știrile orei 17:30. Iată care sunt cele mai importante evenimente până la această oră. Un bărbat de 63 de ani a fost reținut după ce a făcut două spargeri într-o singură seară. Pentru a-și vărsa mânia pe oameni, legea acesta a spart ușa de la intrarea procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Un bărbat a fost reținut după 13 ani de când și-a omorât soția, fiind ajutat de concubina sa. Mai mulți locuitori ai orașului Ialoveni s-au plâns pe apa cu miros de clor din robinete. Vremea se răcește. De astăzi, meteorologii anunță vreme ploioasă în toată țara. Crimă descoperită după 13 ani, un bărbat din raionul Edineț a fost reținut recent pentru că și-ar fi omorât soția, cu care avea împreună doi copii. Suspectul ar fi fost ajutat de concubina sa. De fapt, în timpul audierilor, el a dat vina pe femeie de comiterea omorului. Pentru a-și ascunde urmele, cei doi au îngropat cadavrul pe un câmp din apropierea satului Constantinovca. Vă avertizăm că urmează detalii și imagini ce vă pot afecta emoțional. Continuăm cu alte știri. Accident cu final fatal la Ocnița. Un bărbat de 41 de ani a decedat, iar altul de 42 de ani a ajuns în stare gravă la spital. Totul s-a întâmplat ieri la amiază. Accidentul s-a produs la ieșire din orășelul Otași spre satul Săuca. Conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 41 de ani, a pierdut controlul asupra volanului, derapând de pe traseu, s-a înclinat într-un copac. În urma impactului, pasagerul mașinii, un bărbat în vârstă de 41 de ani, a decedat pe loc, iar șoferul a fost transportat la spitalul regional Ocnița. Din imaginile realizate la fața locului, se vede că lovitura a fost atât de puternică încât automobilul a fost rupt în mai multe bucăți. Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții Spitalului Regional Ocnița, starea șoferului este de gravitate medie, acesta având nevoie de mai multe investigații. Viața lui însă se află în afara oricărui pericol. Supărat pe justiție, un bărbat a decis să se răzbune pe instituțiile statului. Noaptea trecută, el ar fi distrus ușa sediului unei procuraturi, iar o piatră a ajuns și într-un magazin din preajmă. Din cauza comportamentului său inadecvat, bărbatul în vârstă de 63 de ani a fost dus la spital, au precizat oamenii legii. Individul a spart cu piatra atât geamul ușii principale, cât și cel al ușii secundare, iar până la schimbarea sticlei, angajații au remediat problema cu ajutorul scociului. Incidentul s-a produs în cursul nopții la procuratura pentru cauze speciale. Pentru că eu dimineața am primit schimbarea. Nu cunosc. Păi ar trebui să ocupe, de ce? Și se ocupă autoritatea polițienească. Dar care este suma prejudiciului? Nu a fost calculată încă. Deci nu pot să vă dau nimic, încă nu s-a, și nici nu este competența noastră. A ajuns și la un magazin din preajmă, aici unde la fel a spart cu o piatră geamul ușii de la intrare. Potrivit angajaților, individul nu a pătruns în interior. Nebunul s-a litocheat și s-a dus. A intrat și în magazin, a furat ceva? Nu, în magazin nu. Aha, pur și simplu a spart. Nu, a mers pe stradă și un răufăcător de niște care boschetare. Oamenii legii au reținut suspectul. Bărbatul în vârstă de 63 de ani le-a spus oamenilor legii că a vrut să se răzbune pe instituțiile statului pentru că nu i-ar fi făcut dreptate într-un caz. În urma comportamentului neadecvat de care dădea dovadă bărbatul în vârstă de 63 de ani, a fost solicitat un echipaj medical. Bărbatul a fost transportat la spital pentru a-i se acorda asistență medicală. Ambele cazuri sunt înregistrate. Oamenii legii așteaptă concluziile procuraturii și magazinului pentru a vedea care este valoarea daunelor. Un accident grav s-a produs ieri seara în jurul orei 21:30 pe strada Nicolae Dimo din capitală. Potrivit poliției, un microbus de model Ford, la volanul căruia se afla un tânăr de 26 de ani, s-a ciocnit violent într-un obstacol. Șoferul era singur în mașina făcută zop. A fost nevoie de ajutorul echipei de descarcerare pentru a fi scos dintre fiare. Tânărul a fost transportat la spital. Imagini de la locul accidentului au fost postate pe rețea socială. Unii internauți au comentat că șoferul ar fi adormit la volan. Oamenii legii investigează cazul pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.
hoți cu gusturi rafinate în Marea Britanie. Câțiva indivizi au sustras bijuterii de brand în valoare de peste 1 milion de lire sterline. Cum a reacționat stăpânii casei, aflați în câteva momente, stați aproape. Atenție la carnea pe care o cumpărați! Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță despre apariția și răspândirea microorganismelor rezistente la antibiotic. Se întâmplă din cauza folosirii neadecvate a preparatelor. Specialiștii recomandă crescătorilor de animale să administreze antibiotic doar după consultarea unui medic veterinar. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează că folosirea în exces a antibioticelor la animale accelerează apariția și răspândirea microorganismelor rezistente. În ultima perioadă a fost atestată administrarea tot mai frecventă a preparatelor, ceea ce a dus la rezistența și adaptarea mai multor microorganisme. Pentru a evita efectele negative ale unor produse, specialiștii recomandă procurarea alimentelor doar în locuri autorizate sanitar-veterinar, dar și vaccinarea efectivelor de animale. Crescătorilor de animale li se recomandă respectarea perioadei de așteptare pentru antimicrobieni în produsele alimentare, în caz de efectuarea tratamentelor, dar și să cumpere antibiotice din farmacii veterinare, doar după consultarea animalului bolnav de către un medic veterinar. Potrivit specialiștilor, însă, utilizarea frecventă a preparatelor scade numărul de antimicrobieni folosiți pentru tratamentul eficient atât la oameni cât și la animale. Se estimează că în fiecare an infecțiile rezistente la antimicrobieni provoacă decesul a cel puțin 25.000 de pacienți. Mai mulți locuitori ai orașului Ialoveni se plâng că apa de la robinet miroase urât și nu este posibil să fie consumată. De partea cealaltă, șeful de departament al apei canal Ialoveni a declarat pentru TV8 că problema ar fi fost deja soluționată și a refuzat să dea explicații cu privire la acest subiect. O echipă de filmare TV8 a ajuns totuși în orașul cu pricina și a investigat situația. Care a fost deznodământul, aflați la știrile orei 19 cu Angela Gonță, iar noi continuăm cu alte știri. Descoperire șocantă într-un parc din capitală. Un bărbat a fost găsit fără suflare de către trecători. Alături de el se aflau câteva lucruri personale, cum ar fi o geantă, pâine și linguri. Acte însă nu erau, astfel că oamenii legii nu au reușit să-i stabilească identitatea. Aceștia presupun că bărbatul s-ar fi intoxicat cu fum de la ardenea unei clădiri abandonate în care ar fi trăit. Trupul bărbatului a fost descoperit în jurul orei 7 dimineața, lângă o clădire abandonată din parcul Valea Morilor. Acesta ar fi trăit aici mai mult timp, zic martorii. Tot la fața locului am găsit și geanta lui, o pâine, dar și câteva linguri de care se folosea bărbatul. Martorii spun că din cauza frigului de afară, bărbatul ar fi dat foc gunoiului din clădirea în care locuia pentru a se încălzi, însă mai târziu a fost găsit intoxicat cu monoxid de carbon. De asemenea, a fost depistat cadavrul unui bărbat fără semne de carbonizare. Bărbatul e vorba de o intoxicație cu monoxid de carbon. Muncitorii care lucrează în zonă ne-au povestit că îl vedeau des pe bărbat. Acesta ar fi început să trăiască acum câteva săptămâni în clădirea care urma să fie demolată pentru a fi construite scări. Se plimba prin parc așa, câine are un câine, avea un câine de pe aici, mă citea gazete, urmă, stau o carte și așa. I-am spus când, vreo săptămână în urmă, am spus că asta e, merge la demolare. Oamenii legii au trimis cadavrul la expertiză pentru a stabili cauza exactă decesului, urmând să afle și identitatea victimei. Un agent economic riscă să achite o amendă de 30.000 de lei pentru că a fost prins că ar fi comercializat ilegal produse petroliere. Oamenii legii au făcut și controle inopinate la două stații de furnizare a gazelor naturale amplasate în Chișinău. În
În urma verificărilor și a controalelor efectuate, polițiștii au depistat în aparatul de casă al întreprinderii bani nedeclarați în sumă de aproximativ 5.000 de lei. Potrivit oamenilor legii, la stația de alimentare preponderent erau alimentate automobilele ce activează în companiile de taxi. La momentul actual se stabilește valoarea totală a prejudiciului cauzat. Potrivit Serviciului European Copernicus privind schimbările climatice, luna octombrie a acestui an a fost cea mai caldă lună octombrie înregistrată vreodată în lume de când se fac măsurători. Aceleași instituții a menționat că este a cincea lună consecutivă care a depășit sau s-a apropiat la un nivel record, deși ne aflăm la puțin trecut de jumătatea lui noiembrie. Se pare că nici această lună nu va fi o excepție. Temperaturile înregistrate până în acest moment au depășit cu aproape 10 grade limitele normale pentru această perioadă. În următoarele zile se va răci totuși, dar fără ca mercurul din termometre să indice temperaturi negative. Vremea caldă care a marcat ultima perioadă rămâne în trecut. De azi sunt așteptate temperaturi scăzute și precipitații. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi în cea mai mare parte înnorat, iar vântul va sufla moderat. Pentru astăzi, în raioanele din nordul țării sunt prognozate plus 11 grade. În centrul Moldovei și în capitală se vor înregistra maxime de plus 12 grade Celsius, iar în partea de sud a țării, mercurul din termometre va urca până la plus 13 grade Celsius. Frig va fi și la noapte. Minimele vor oscila între plus 3 și 8 grade Celsius și în zilele următoare vremea se va menține la fel de rece. În partea de nord a țării s-ar putea să cadă câteva picături de ploaie. Au furat bijuterii în valoare de 1 milion de lire sterline, în timp ce stăpâna și copiii ei se aflau în casă. S-a întâmplat într-un conac din Londra. Suspecții au furat haine de marcă și bani cash. Deocamdată, poliția a făcut publice imaginile cu bijuteriile care au fost furate și a făcut apel la cetățeni să raporteze orice indiciu care ar putea duce spre făptași. Oamenii legii au calificat cazul ca fiind unul grav, întrucât intrușii ar fi putut ataca femeia și pe copiii ei. Fenomen astronomic spectaculos în Marea Britanie. În această perioadă, o veritabilă ploaie de meteoriți poate fi admirată. Denumirea a căpătat fenomenul, aflați în câteva momente, rămâneți cu noi! Poliția germană a reținut astăzi un bărbat sirian în vârstă de 37 de ani care este suspectat că ar fi planificat un atac terorist în Germania. Potrivit oamenilor legii, individul ar fi făcut schimb de informații pe un grup de pe o rețea socială despre cum se confecționează o bombă artizanală. Procurorii au găsit la domiciliul acestuia din Berlin mai multe substanțe chimice și alte materiale necesare pentru construirea unei bombe. Nu se știe unde urma să se întâmple deflagrația, dar scopul era să ucidă cât mai multe persoane. Marțea trecută, polițiștii germani au reținut alte 3 persoane, acuzate că ar fi planificat un atac cu bombă în numele grupării teroriste Stat Islamic. Oamenii pot proteja natura cu propriul corp. Au demonstrat-o mai mulți locuitori a unui oraș din Rusia. Sute de persoane s-au unit într-un cerc în jurul unui parc, ce ar putea fi defrișat de autorități. Locatarii își doresc să păstreze intactă zona verde și nu vor ceda în favoarea unei autogări, construcție care ar provoca îmbuteiaje. Stăim 2 minute și o drudea. Păi, ce mă, 2 doar? Там люди еще собираются. Идут, там с той стороны. Да все еще идти будут до половины точно. Un parc din orașul rusesc Surgut a fost îmbrățișat la propriu de mai mulți localnici. Mai bine de 300 de persoane au înconjurat spațiul verde care riscă să fie defrișat. Autoritățile locale planifică să construiască pe locul actualului parc o autogară. De cealaltă parte, oamenii care trăiesc în zonă sunt împotriva schimbărilor care ar putea încărca traficul din zonă și ar duce la dispariția unui loc de recreere. Ничего не разгрузит, она просто, как говорится, обеспечит подъезд для новостроящихся домов. Potrivit presei ruse, construcția autogării ar trebui să înceapă la anul viitor. Locatarii însă țin morțiși să apere palma de pământ împădurită. Aceștia au organizat flashmobul pe rețelele sociale, iar rezultatul a făcut în conjurul internetului.
Un bărbat din China face bani dintr-o meserie mai puțin obișnuită. El este detectiv high-tech pentru pisicile rătăcite. Serviciul prestat de tânăr nu este deloc ieftin, dar oamenii apelează la ajutorul lui în pofida prețurilor pipărate. Banii nu mai contează când miza este siguranța și afecțiunea îndrăgitului animal de companie. Sun Jinrong este echipat până în dinți când iese pe teren la misiunile speciale. Are un detector în infraroșu, un endoscop și un aparat similar celor care sunt folosite pentru descoperirea supraviețuitorilor sub dărâmăturile cauzate de un seism. Bărbatul mai este numit James Bondul pisicilor rătăcite. Ca unui adevărat agent special, lui Sun nu-i lipsesc gadgeturile de ultimă generație. Nous avons créé une base de données nous permettant d'effectuer des recherches plus pointues et sectorisées. Notre taux de réussite est d'ailleurs une fois à deux fois plus élevé que celui des propriétaires. A pus bazele afacerii de unul singur acum 7 ani. Acum compania lui numără 10 angajați, iar fiecare intervenție costă 8.000 de yuani, echivalentul a 1.000 de euro. Potrivit bărbatului, pe parcursul activității sale, 1.000 de animale s-au reunit cu stăpânii lor în Shanghai. Je ne m'attendais pas à ce qu'on retrouve Duo aussi vite. Je commençais même à penser que jamais je ne le reverrai. Afacerea de ochiată inițiată de bărbat i-a motivat și pe alții să dezvolte un business pe același segment. Aproximativ 10 concurenți au apărut pe piață pe parcursul ultimilor 2 ani. Sun Jinrong realizează intervenții în întreaga țară și nu ezită să își demareze căutările în uriașele metropole chineze, în care trăiesc milioane de locuitori. Potrivit statisticilor, bărbatul deține o rată de reușită cuprinsă între 60 și 70%. Finalul cercetărilor nu este întotdeauna unul fericit, însă animalele de companie sunt uneori mai degrabă furate decât pierdute, iar câinii sfârșesc ocazional în măcelării. Potrivit informațiilor oficiale, China numără în prezent peste 90 de milioane de câini și pisici. O treime dintre aceste animale de companie dispar pe parcursul vieții lor și doar 15-20% dintre câini și 2% dintre pisici regăsesc apoi drumul înapoi către stăpâni. Ducesa de Sussex, dar fără cetățenie britanică. Este vorba despre soția prințului Harry, Meghan Markle, care la un an și jumătate de la nunt încă nu are acte de cetățean al Marii Britanii. Autoritățile din regat nu vor să facă nicio excepție, așa că ducesa va mai aștepta un an până va avea actele la mână. Meghan Markle și-a schimbat radical viața după logodna cu Harry. Dintr-o actriță de succes, ea a ales să se dedice familiei și să urmeze canoanele prevăzute de familie regală. Ea a devenit o soție iubitoare și mama unui băiețel, Archie, care a venit pe lume în luna mai a acestui an. Toate că Meghan a făcut sacrificii semnificative pentru a face parte din familia lui Harry, fosta actriță americană își va obține cetățenie abia peste un an, conform legilor din regat. Autoritățile nu au făcut nicio excepție, chiar dacă fostul star a inițiat până acum demersurile necesare în acest sens, imediat după ce a fost anunțată logodna cu soțul ei în toamna lui 2017. De cealaltă parte, potrivit legislației din SUA, cărui cetățean încă mai este Meghan, fosta actriță trebuie să plătească taxe în America. La fel și fiul ei de niciun an, Archie, trebuie să contribuie la caznaua țării, el moștenind în mod automat cetățenia mamei. All I needed for another day, all I have... De asemenea, fiscul din SUA are acces la conturile private ale familiei regale britanice. Situația este fără precedent. Niciun cetățean american nu a mai făcut parte dintr-o familie regală. Meghan ar putea fi nevoită să declare bunuri precum verigheta dăruită de regină, din aur gales din colecția regală, diamantul din inelul ei de logodnă luat din celebra colecție de bijuterie a prințesei Diana și alte cadouri de nuntă. Un abator ilegal unde au fost sacrificați și cai în condiții antisanitare a fost descoperit la Fălești. Conform imaginilor postate de oamenii legii, animalele erau sacrificate în condiții antisanitare într-un abator din satul Mărândeni din raionul Fălești, deținut de un bărbat de 34 de ani. Carnea era păstrată chiar pe podeaua murdară și era transportată cumpărătorilor cu mașina personală, susțin polițiștii.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul proprietarului, oamenii legii au depistat 14 bovine și 3 cai. Totodată, în abatorul improvizat au fost găsite 300 kg de carne și alte 3 carcase de bovină. Audiat de polițiști, aceștia nu a putut prezenta careva documente care ar permite astfel gen de activitate. Astfel, întreaga cantitate de produse în valoare de 110.000 lei a fost ridicată, iar bărbatul riscă o amendă. Potrivit poliției, mărimea amendei va fi stabilită doar după ce carnea va fi supusă expertizelor necesare. Un bărbat din Răinul Edineț a fost reținut acum pentru că și-ar fi omorât soția acum 13 ani împreună cu concubina sa. A început să respira greu, a hărâie cum. Aha. Și eu i-am luat mâinile și a început a tremura și a început a plânge. Pentru a reconstitui crima, suspectul, pe atunci în vârstă de 20 de ani, a fost adus în casa unde a avut loc omorul. Însoțit de oamenii legii, el a arătat pe un manechin cum a murit soția sa. Crima a avut loc în luna mai, într-o seară târzie. Bărbatul se afla acasă cu amanta sa, o fată de 16 ani. Când a intrat în casă, soția a fost pusă la pământ de cei doi. Apoi, el a început să o sugrume, dar s-a oprit pentru că s-a speriat. Nu și iubita lui, care ar fi continuat planul odios. Urmă am luat trept de ața și am scos, nu știu, ori mă gândeam că înapoi am să o... Nu înțelegem de ce fac. După ce a văzut că nu mai dă semne de viață, bărbatul a dus cadavrul soției pe un câmp din apropierea satului, unde l-a acoperit cu pământ. A săpat groapa cu mâinele, însă a doua zi a revenit, deja împreună cu iubita sa, pentru a săpa o groapă mai adâncă. Și ați săpat a doua groapă? Cu hârlieț. Cu hârlieță, da. Și-a scos-o din prima groapă, da? Da, cu el nici nu era așa, numai e să vedie că a, era spată, numai, da? Era când a avut loc crima, victima avea 19 ani, iar împreună cuplul ar fi avut 2 copii, spun oamenii legii din raion. Imediat după omor, el ar fi spus tuturor că soția s-a plecat în străinătate și că este bine. Crima a fost descoperită abia acum, după 13 ani. Potrivit poliției din Edineț, suspectul a fost reținut în baza unei informații operative. Acum el este cercetat pentru omor, fiind plasat în arest preventiv. Amanta lui urmează a fi anunțată în căutare internațională pentru a fi extradată. Cei doi riscă detenție pe viață. Sfârșitul toamnei vine însoțit de o superbă ploaie de stele căzătoare. Vorbim despre ploaia de meteor Leonid, responsabilă pentru unele dintre cele mai intense furtuni de meteor din istorie. Fenomenul va avea loc în Marea Britanie, iar apogeul lui va putea fi admirat chiar în această noapte. Meteorii se vor putea vedea perfect pe cer, iar lumina lunii nu va influența acest lucru în niciun mod. Numele de Leonid vine de la constelația Leului, de unde meteorii își trag originile. Potrivit experților NASA, spectacolul stelar va fi mult mai vizibil pentru cei din emisfera nordică, însă cei din emisfera sudică nu au motive să se îngrijoreze, deoarece meteorii vor fi vizibili și pentru ei. Leonidele sunt un roi de meteori care se pot observa anual în perioada de 6-30 noiembrie și se formează prin trecerea unei comete care are o perioadă de 33 de ani. Micile bucăți din cometă sunt de obicei de mărimea unui bob de nisip sau de mazăre, așa că se ard în totalitate înainte de a ajunge pe suprafața Pământului. Următoarea ploaie mare de meteori este anunțată pentru anul 2032. La acea dată, cometa va trece foarte aproape de Terra. Acestea au fost știrile orei 17:30. Nu ratați cel mai important buletin al zilei de la ora 19 cu Angela Gonța. Vă doresc o seară liniștită alături de cei dragi. Pe curând!